Bună dimineața, sănătate! Despre ce vorbim astăzi? Gustări. Gustări? Tot vorba a vlăduț acolo de mâncare, continuăm și noi. Știi, Dani, știți, dragii mei, nutriționiștii recomandă 3 mese pe zi obligatorii și 2 gustări. Din păcate, de cele mai multe ori sărim peste micul dejun, uităm de prânz și mâncăm seara cât pentru toată ziua. Total greșit și ne mai mirăm că suntem lipsiți de energie și de ce kilogramele se adună, că de mâncat nu prea mâncăm. De gustări, ce să mai vorbim? Și totuși, de ce avem nevoie de gustare între mese? Care să fie cele mai potrivite gustări? Aflăm imediat! Mesele principale sunt foarte importante, însă între mese avem nevoie de ceva proaspăt, de ceva sățios, care să ne țină pofta de mâncare sub control, pentru că dacă mâncăm dimineața la ora 7-8 și apoi mai mâncăm la 1-2 la prânz, distanța dintre mese devine uriașă și apare acea foame de lup la prânz și nu controlăm cantitățile de alimente și nici calitatea lor. Vor fi de preferat, dacă ne e foarte foame, alimente prăjite, alimente pe care le consumăm repede și bogate în sare multă. Asta este motivul pentru care între mese se recomandă o gustare care să dea acea liniște, acea stare de bine și sațietate completă. De câte gustări avem nevoie pe zi? Câte gustări, câte mese? Depinde foarte mult de ora la care ne trezim. Dacă ne trezim foarte devreme dimineața, adică undeva la 6 și începem cu mic dejun la ora 7, ideal ar fi să avem 2 gustări între mese, până la prânz, adică undeva pe la ora 9-9:30, undeva pe la 11-11:30. Dacă avem aceste 2 gustări, iarăși ideal ar fi să nu fie ambele fructe. Putem avea o gustare de fructe dulci dimineața la ora 9:30 și undeva la ora 11 poate fi un lactat, fiind vorba și de sezonul cald, având nevoie de hidratare, un lactat de bună calitate, un iaurt, un sana, un lapte bătut cu un procent decent de grăsime, adică între 1,5 și 2% grăsime, poate să fie acest lactat o gustare bună. Apoi, la ora 4, iarăși ar fi bine să mâncăm un fruct sau, dacă nu, niște fructe oleaginoase, adică undeva 10-20 de migdale, putem să le consumăm crude, nesărate, neprăjite, bineînțeles, sau niște alnele pădure sau 2-3 nuci, dacă nu avem niciun fel de probleme cu tiroida. La fel, dacă simțim nevoia să mâncăm ceva mai hidratant, ne întoarcem iarăși la lactate, care sunt foarte bune în formă fermentată, iaurt, țana, lapte bătut, undeva la ora 4. Când ne trezim mai târziu, undeva în jur de 8, începe masa de micul dejun sau chiar 9, vom avea doar o gustare de fructe între mese și gustarea de fruct sau de lactat fermentat la ora 4. Cele mai potrivite gustări pentru copii? Fructele uscate, în primul rând, le recomand, în cantitate mai mică, adevărat, 3-4 bucăți, chiar 5, și vorbim aici despre fructele confiate, care dau acea senzație de sațietate pe partea de dulce. Apoi, fructele foarte dulci, de tipul bananei, dacă avem un copil activ. De asemenea, dacă avem un copil subponderal, o gustare poate fi chiar un sandwich cu un pic de brânză mai nesărată. La fel, iaurtul, nu cel cu fructe, iaurtul proaspăt, normal, fără undeva cu 2-3% grăsime, iarăși poate să constituie o gustare. Și, bineînțeles, în weekend, un desert de casă, făcut în casă, cu control total asupra ingredientelor, poate fi consumat de copil. Dacă vrem să dăm câteva kilograme jos, ce gustări recomandați între mese? Între mese tot fructele vor fi recomandate, pentru că avem nevoie de zahăr, în așa fel încât acea poftă de dulce care se instalează în perioadele de slăbire, în momentul în care restricționăm aportul de carbohidrați, apare acea foame de dulce. La fel de bun prieten este lactatul fermentat, iaurtul, sana, laptele bătut, care ne aduce sunt foarte bogate aceste lactate fermentate, sunt foarte bogate în probiotice, sunt foarte bogate în proteine de bună calitate, avem calciu suficient și nu sunt bogate caloric. Și atunci sunt varianta cea mai bună, lactate fermentate, în dieta de slăbire.